Bine te-am găsit! Hai să vorbim despre luna nouă din Fecioară de pe data de 3 septembrie. Din start, vreau să spun că este cea mai bună zi pentru curățenia de toamnă. Din tot anul, da? Dacă vrei o zi să te apuci de curățenia de toamnă, indiferent că e în casă, că e în beci, că e în grădină, că e în casa părintească, că e în casa de vacă, oriunde, da? Asta, 3 septembrie. De ce spun asta? O dată luna nouă, știm, în teorie, se întâlnesc soarele și luna, da? Și începe un nou ciclu lunar. E ziua aceea bună pentru începuturi, pentru intenții, ritualuri. Știi că nu sunt fan al lunii noi, pentru că ea nu se traduce în viețile noastre într-un fel. Luna nouă, de obicei, se întâmplă lucruri de care noi nu ne dăm seama, da? Bun. Dar dacă vrem să o folosim, dacă voi credeți în chestia asta să vină energia potrivită, da, pentru a începe, pentru a demara o acțiune, perfectă ziua de 3 septembrie, da? Arhetipul Fecioarei. Cine este? Muncă. Eu când mă gândesc la Fecioară, mă gândesc la furnica, din acea fabulă cu furnica și cu greierele, care muncește, se sacrifică, e modestă, își vede de viață, face calcule, da? Deci arhetipul Fecioarei, dacă ne gândim în natură, este cel dintre leu și balanță, să ne aducem aminte. În leu avem vara aceea plină, exuberantă. În sezonul balanței facem trecerea către iarnă, da, mai ieșim pe afară, ne mai vedem cu oamenii, că pe urmă știm că vine frigul, dar între cele două, iată, avem acest arhetip al Fecioarei, acest sezon al Fecioarei, care e cu recolta. E numărăm bobocii, știți că toamna se numără bobocii, ne întoarcem din vacanță, copiii încep școala, ne dăm seama că trebuie să mai facem curățenie până în casă, trebuie să ne refacem bugetul, că iată am cheltuit în vacanță și ne pregătim de finalul anului, că na, vin tot felul de evenimente. Deci vorbim de... Când ne gândim la Fecioară, ne gândim la muncă, ne gândim la eficientizare, optimizare, recoltă, da? Ne gândim la contabilitate. Adică îmi place arhetipul Fecioarei, este cu contabilitatea. Da? Și o lună nouă în acest semn vorbește despre curățenie, disciplină, organizare, da? Perfecționare, partea pragmatică, să beau niște apă, așa. Partea pragmatică a vieții, partea practică, gata cu vacanța, cu distracția. Acum trebuie să ne ținem de muncă, muncă și la locul de muncă, să spunem așa, și acasă, da? Bun. Această lună nouă are parte de câteva evenimente care s-ar putea să facă din această curățenie una mai condimentată. Bine, nu știu dacă am găsit termen, mai condimentată, da, pentru că sunt niște aspecte care nu te lasă să faci curățenie așa cum ai fi visat tu. Eu când zic curățenie, vreau să vă gândiți și pe plan metaforic, că nu e vorba doar de curățenia din casă, dar poate vreți să faceți curățenie într-o relație, poate vreți să faceți curățenie în cercul de prieteni, poate vreți să faceți curățenie în sufletul vostru, deci și la propriu și la figurat. Bun.